Ministerul Agriculturii ar putea acorda începând de anul viitor ajutoare financiare și pentru ardei vinetele și castraveții vânduți între 1 mai și 1 iunie cu câteva săptămâni mai devreme decât ajung acum pe tarabe. Măsura este bine primită și de legumicultori. Aceste legume sunt foarte sensibile la fric și fără căldura din solarii nu ar putea rezista, așa că subvențiile le-ar fi de mare ajutor ca să suporte mai ușor costurile cu încălzire. Ne ajută foarte mult uh, cu încălzirea costurile cu încălzirea. Adicționarea de cărbun, de tot pentru... Noi folosim doar pentru încălzire. Cam care sunt costurile pentru un solar de 1000 de metri pătrați? Undeva la 4.000-5.000 de euro Mircea Tatu, legumicultor în comuna Cohirleanca, are un hectar de solarii în care se găsesc legume de primăvara de vreme până aproape de Crăciun. Primele se coc tomatele, iar cu ajutorul celor 3000 de euro de la stat, fermierul reușește să ducă legumele românești la piață încă din luna martie. Okay. Care este cea mai sensibilă legumă dintre toate și cea... Dintre toate, cred că ar fi un pic castraveții, sensibilitatea la căldură și ardeiul la fel de, de pretențios. Ardeiul, de fapt, îi trebuie mai multă căldură. Întreaga subvenție o folosește pentru a acoperi costurile cu încălzirea, care ajung la aproape 4.000 de euro pentru un solar de 1.000 de metri pătrați. Banii vin însă doar cu respectarea anumitor condiții. Legumele trebuie cultivate pe o suprafață de cel puțin 1000 de metri pătrați, de pe care fermierul trebuie să obțină o producție minimă. Mai mult, legumele trebuie vândute cu două săptămâni înainte de începerea sezonului. De obicei, când puneați castravețe? Noi nu am avut castravețe cu încălzire chiar vroiam, am vrea să facem, totuși eu un pic costurile cam mari. Cred că sunt mai pretențioși decât roșiile la, la căldură. oricum ne nu, nu se, nu se face. Ca și în cazul subvenției la tomate, întreaga sumă primită de la stat s-ar duce pe asigurarea încălzirii, mai ales că, fără căldură, castraveții și ardeii nu ar rezista. Pentru un hectar de solarii se cheltuiește anual pentru încălzirea lor circa 10.000 de euro, din care în prezent doar 3.000 de euro sunt acoperiți de subvenții pentru tomate.